Domnului președinte de la BCE al sindicatului, pentru că există pericol în momentul de față să oprească transportul în Ploiești. Cine este pentru? Vă rog frumos, în momentul de față. 24 de domnul pentru. Deci domnul Mișcă, dacă vreți să vorbiți, vă rog frumos, pentru că în momentul de față, eu nu vreau să fiu cred că suntem împinși către grevă, iar eu sunt lider de sindicat și nu vreau să ajung în problema asta. Suntem la punctul numărul. Vreau să vă expună ceea ce avem de vorbit. Sunteți de acord? Proiect de hotărâre privind prelungirea tratei comerțului din Chiliere pentru de 3 unități locative cu destinație de lucru. Deci afară sunt 400 de persoane în stradă. Băi, frate, vrea să vină să opresc, de ce să ajungeți cu problema de genul ăsta? Cine să te nejeriți, nu avem ce, nu avem nimic noi. Da? Nu ne mai rugați. Păi ne rugați, dar și noi vă rugăm să ne băgați în seamă. Domnul președinte de Consiliu. Domnul Tudor. Domnul primar, vă rugăm frumos să ascultați un domn pentru că se oprește transportul. Încă o dată, vă rog frumos. Băi, hai doamnă să mergem. Domnul primar, chiar nu vă interesează de cetățenii acestui oraș? Gata, liniște! Lăsați-ne și pe noi! Domnul Botez, v-am rugat frumos pentru că există pericolul de a se opri transportul. Iar eu... Nu putem să... Se oprește transportul până la sfârșitul ședinței. Să te îndresați din traseu. Niște oameni sub ordinea noastră și a primăriei care nu ne bagă în seamă. Care trebuie să fiți în slujba noastră, nu? Supuneți la vot dacă vă doriți să discutați și să auziți ce spune domnul președinte de la sindicat, de la TCE Ploiești. Cât durează intervenția? Păi nu știu cât va dura. Două, trei minute, cinci minute, nu știu ce vrea să vă spun. Domnul președinte, v-am rugat încă de la începutul ședinței. Aici vorbesc întâi eu ca să supun la vot. După ce supun la vot, discutați și noi. Am înțeles, da? Vă așteptăm, mulțumim. Având în vedere...